Dacă avem stadion nou, domnia sa se va întoarce la Dinamo. E o veste foarte bună. De când țineți cu Dinamo? Eu respect toate structurile Ministerului Afacerilor Interne și atâta timp cât eu sunt ministru al Afacerilor Interne, Dinamo va fi susținut, așa cum ați auzit aici, faptul că reușim într-un final, după un an și jumătate de discuții care se păreau interminabile, reușim astăzi să predăm, am spus aici, am predat decizia clubului, dar să știți că pe lângă decizie am predat și tema de proiectare, am predat certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții, să demareze procedura de demolare și de construcție. Deci va fi... în 2024 sau când va fi gata? Deci noi estimăm că în 2024 noul stadion cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri să fie gata. Domnul ministru, e un vis prea frumos ca domnul Lucescu să-și încheie cariera pe noul stadion Dinamo, antrenând Dinamo sau copii? Și pe mine m-a surprins acest anunț, ca pe dumneavoastră, de altfel l-ați văzut, a făcut-o voluntar și ne bucură, evident. La performanța, rezultatele pe care le-a obținut Mircea Lucescu ca antrenor și ca fotbalist, dar ca antrenor în întreaga carieră, ar fi extraordinar să se încheie aici și zicea, îmi spunea mai în glumă, că mai are 2 ani de contract, așa că ar trebui să se grăbească cu stadionul. Au fost nenumărate proiecte ale stadionului, mai poate fi vreun impediment și în acest moment, că de multe ori a picat proiectul? Păi nu, hai să ne înțelegem, a picat proiectul la un moment dat că se dorea pe alt amplasament, a picat proiectul pentru că era un dosar penal deschis la DNA. Acum în baza, totul e în regulă. A picat proiectul că era un proces în instanță, toate aceste lucruri nu mai există. Va fi un stadion de 25.000 de locuri? Aceasta este intenția constructorului, Companiei Naționale de Investiții, conform memorandumului, între minim 25.000 de locuri. Veți rămâne în istoria clubului Dinamo, că veți face stadion, nu? Mi-aș dori să rămân în istoria clubului acești oameni extraordinari pe care o să-i vedeți pe teren imediat. Domnule ministru, vreau să vă întreb, cum comentați faptul că un corect de cabinet... Nu comentez, nu continuați că nu comentez. Va fi stadion? Eu am, ați văzut... Va fi un stadion exclusiv pentru fotbal? Nu. Sau fără pistă, altfel. Cum cereau fanii. Da, acum o să vedeți din proiect, clubul Dinamo încearcă să aducă aici, sub tribune, foarte multe secții ale clubului Dinamo.